la voi cu un studioul emisiunii noastre. O așteptăm să se alăture nouă. Bună ziua tuturor celor care poartă numele de Nicolae sau de Nicoleta. Te rog foarte mult, ia loc lângă noi. Mulțumesc că v-ați alăturat campaniei noastre. Este ora 15 și după cum sperăm și noi, v-ați obișnuit deja la această oră la Canal de Trebuie să fii Moș Crăciun. Sperăm că ați fost cu minți, că v-ați lustruit cu toții ghetele și că Moș Nicolae v-a adus multe cadouri. Noi ne dorim însă și altceva. Să vă convingem să și faceți cadouri, să vă gândiți și la cei mai puțin norocoși ca voi, să le trimiteți împreună cu gândurile voastre bune și un cadou care să-i bucure de sărbători. Canal D vă dă un exemplu în fiecare zi de cât este de ușor să faci o familie fericită. Puteți și voi, trimițând un e-mail la adresa fiimoscrăciun@canald.ro, să fiți Moș Crăciun. Astăzi, interpreta de folclor Nicoleta Voicu, împreună cu băiețelul ei Vincențiu, sunt invitații noștri. La mulți ani încă o dată, Nicoleta, bine ai venit. Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația. Cum te simți în studioul nostru? Bine, este... Este frumos? Îți place? Ce îți place? Îți place bradul? Da. Văzut că este foarte înalt. De ce ai felicitat-o pe mama astăzi de ziua ei, dar ai și așteptat de la Moș Nicolae un cadou? Ți-au umplut ghetuțele? Da. Spune da. Să spună da sau da? Să spună da, nu, așa este, dar are emoții și nu prea e obișnuit așa cu... Emisiunile mai ales în direct. Îmi plac foarte mult copiii la televizor pentru că sunt mai dezinvolți decât oamenii mari, am văzut. Ce ți-a pus în ghetă? În afară de dulciuri? Am mai încăput și altceva? Un MP4 și... Ce ți-ai dorit, bănuiesc? Da. Mai ai darul și pentru Moș Crăciun. Nicoleta, de ziua ta ce ai... Rezerve. Ce ai primit? În primul rând primesc în fiecare an de vreo 13 ani același cadou, de care nu mă plictisesc niciodată și el e cadoul meu, copilul meu. Vicențiu. Vicențiu, da. Sunt mulțumită că sunt părinții sănătoși, sunt în viață. Sunt lucrurile care au cea mai mare valoare pentru mine. Ai de gând să faci un chef în seara asta? Da, cred că se lasă și-au anunțat câțiva prieteni vizita. Și am scăpat, o să lăsăm pentru diseară, zic.